Bun găsit, stimați telespectatori, la ediția din seara aceasta a emisiunii noastre. Avem bucuria de a avea iarăși în mijlocul nostru pe Părintele Marian Vil, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, profesor de Noul Testament. Părinte, bine ați revenit! Bine v-am găsit din nou! Mulțumesc. Într-o emisiune anterioară am discutat despre persoana Sfântului Duh, așa cum poate fi ea înțeleasă și aflată în paginile Scripturii Sfinte. În emisiunea aceasta aș dori să ne prezentați și să purtăm o discuție pe marginea darurilor Duhului Sfânt, a harismelor. Pentru că, spuneați dumneavoastră foarte frumos în emisiunea care a trecut, Duhul Sfânt, pe de o parte, face prezent pe Mântuitorul Hristos în perioada aceasta istorie, a istoriei, în derularea istoriei pe care o trăim, pe de altă parte, El rodește și face posibilă prezența Lui Dumnezeu în mijlocul nostru, în comunitățile noastre, în biserică. Și dacă ne uităm în Noul Testament, găsim acolo listate inclusiv o serie de daruri specifice ale Duhului Sfânt, daruri care îl fac prezent și sunt semn, de fapt, al unei experiențe autentice a Duhului. Care sunt aceste daruri și ce are de câștigat creștinul dacă încearcă să-și trăiască viața în Duhul? Da. Prezența Duhului nu este doar o chestiune care ține de de o definire a noastră, spunem, da, noi primim Duhul prin Sfintele Taine, s-a coborât la cinzecime, este o prelungire a Duhului în istorie prin Sfintele Taine, prin ierarhia bisericească care îl transmite mai departe. Deci nu este o chestie doar teoretică, ci este o chestiune care se poate verifica foarte mult în practică. Credința noastră, așa cum o definea Grigorie, Sfântul Grigorie Palama cândva, zice, el nu stă în cuvinte, ci stă în lucruri. Ceva pragmata, ceva foarte concret. În acest sens, încă din paginile Scripturii, găsim că, într-adevăr, na, după cinzecime, din Fapte, capitolul 2, vedem că lucrurile se întâmplă la un alt nivel și sunt fapte concrete, experiențe concrete ale Duhului. Foarte multe, de altfel. Aș începe cu o listă din Galateni, capitolul al 5-lea, de altfel, listă foarte cunoscută, pentru că este citită în biserici la Sfântul Maslu, unul dintre apostoli de la Sfântul Maslu, este acest text din Ioan 5. Și acolo se spune la singular roada sau rodul Duhului și se dată o listă întreagă. De multe ori, eu îndrăznesc să spun și credincioșilor în pastorație, că dacă noi primim Duhul și dacă vrem să verificăm dacă suntem oameni ai Duhului, oameni duhovnicești, atunci să verificăm această listă, să vedem dacă ceea ce este în ea, acele virtuți pomenite acolo, se regăsesc în viața noastră. Și știm cu toții lista, spune Sfântul Pavel, roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătatea, facere de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția. Împotriva unora ca acestea nu este lege. Deci, atât o listă de virtuți, le-am numit noi astăzi, nu? Care sunt, concret, spune Sfântul Pavel, Sfântul Apostol Pavel, roada a Duhului. Deci, dacă noi primim Duhul, acesta rodește. Și aici, vedeți, vine, dacă vezi, distinția între harul pe care îl primim prin Sfintele Taine în biserică și ceea ce spuneați noastră de harisme. Că ce înțelegem? Ce este harul? Și aici trebuie puțin definite lucrurile. Uneori și noi cădem în, spunem așa, într-o generalizare care nu este benefică pentru că nu este explicită. Harul este puterea lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu, dar ce înseamnă asta până la urmă? Adică în ce constă efectiv? Și dacă e să ne legăm de ceea ce am spus în emisiunea trecută despre definiția bisericii, da, și rolul Duhului în această extindere a lui Hristos, înțelegem că, de fapt, harul este această lucrare, pentru că așa a definit Sfântul Grigorie Palama mai târziu, harul, nu l-a mai numit haris, ci energia, care înseamnă lucrare. Lucrarea Duhului de a aducerea în noi a lui Hristos, de prelungirea lui Hristos în noi, de hristificarea noastră. Aceasta este harul. Deci lucrarea Duhului ca noi să devenim Hristoși. Foarte clar, ăsta este harul. În această ecuație, harismele ce ar mai fi? Unde am putea pune harismele? Deci înțelegem așa că, deci ni se dă acest har, adică această lucrare, ni se oferă prin Sfintele Taine în biserică, Duhul încearcă să lucreze în noi, cristificarea, noi de fapt blocăm acest proces, sau chiar îl alungăm cu totul, prin păcatele noastre și opțiunile noastre. Astfel încât, de fapt, harismele, această rodire a Duhului e posibilă doar prin atunci când noi colaborăm cu Duhul, când nu-L alungăm, când nu-L blocăm. Când ne deschidem Lui, după îndemnul Sfântului Pavel dintr-o epistolă în care spunea lărgiți inimile voastre. În momentul în care cineva nu mai alungă Duhul, acela rodește în harisme. Rodește, îi potențiază calitățile Lui, înclinațiile Lui, ostenele Lui la maxim.
astfel încât devine acela, devine harismatic. Și foarte interesant, există în Noul Testament nu numai cuvântul haris, există și cuvântul harisma. Harismata, la plural. Și ele, într-adevăr, sunt la un moment dat la Sfântul Apostol Pavel, unde apare cu mai ales și haris și cred că haris din 152 de ocuvențe în Noul Testament, undeva pe la 106 sunt la Sfântul Apostol Pavel, deci masiv la Sfântul Pavel. Iar harisma are mult mai puțin, undeva la 17 ocuvențe, din care vreo 16 sunt la Sfântul Apostol Pavel. Deci, din nou, trebuie să ne mergem la corpusul paulin. Și aici vedem că uneori dar este interșanjabil, adică cu haris. Haris, harisma nu este încă foarte clar definit. Dar, altădată, vedem lucruri foarte clare. De exemplu, parcă puțin ne gândim la lucrul acesta, că în afară de aceste virtuți date aici, care este clar, deși nu sunt numite harisme aici, sunt roade ale Duhului, spune Sfântul Pavel explicit, de exemplu, căsătoria sau fecioria este numită de Sfântul Apostol Pavel harisma. În 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 7, vorbim despre fecioria, căsătorie, spune, dar unul are de la Dumnezeu darul, și în original este harisma, într-un fel, altul în alt fel. Deci, iată, ohodirea Duhului este și în sensul acesta. Dacă tu colaborezi cu Duhul, faptul că optezi să trăiești în feciorie sau în căsătorie este, de fapt, nu numai opțiunea ta, ci este ceva dincolo de tine, adică, sigur, prin participarea ta, dar este o roadă a prezenței Duhului în tine. Tu înțelegi vocația ta? Sau cum a spus frumos părintele, cum spune frumos părintele Rafael Noica, ce a pus Dumnezeu în gând pentru tine, tu descoperi fiind în Duhul lui Dumnezeu. Altfel, uneori poate poți să te înșeli. Și sunt cazuri în care nu, opțiunea aceasta n-a fost cea fericită, adică, de fapt, el avea darul fecioriei, s-a căsătorit și după aceea își dă seama mai târziu și sunt diferite tragedii mici, drame, nu, care se întâmplă, pentru că ne trăim în Duhul lui Dumnezeu, împingându-l, nu, nu descoperi harisma aceasta, a ceea ce este bine pentru tine. Preoția, după aceea, în 1 Petru, acea excepție, care nu e la Sfântul Pavel, el numește preoția ca și harisma. Într-adevăr, preotul nu... Totuși există oameni care, cum se spune de la noi, calcă popă încă de mic. Adică nu e o chestiune care se întâmplă peste capul tău. Tu te strădui și după aceea îți dă Dumnezeu și harisma. Adică se împlinește prin har lucrul ăsta și devii harismatic ca și slujitor al bisericii. Foarte frumos subliniați acest aspect, pentru că dacă ne uităm la simpla formulare, că sunt roade ale Duhului, care reprezintă și ele criterii ale prezenței Duhului în noi, pare cumva că acea listă de virtuți ne este cumva dăruită fără să colaborăm. Dar dumneavoastră și nu părinții bisericii au făcut această mențiune a faptului că, așa cum spuneți, de fapt Duhul potențează disponibilitatea noastră de a lăsa să intre în inimile noastre lărgite duhovnicește. Există o experiență a Duhului, a comunității primare, a creștinilor din Noul Testament și este foarte interesant cum scrierile pauline, care sunt cele mai vechi scrieri din Noul Testament, deci încă de la început, teologia aceasta a Harului și a lucrărilor Duhului Sfânt a fost una foarte dezvoltată și, de fapt, așa începe Noul Testament, dacă vrem, cu această teologie a Harului. În același timp, dacă este să ne uităm astăzi, există, în lumea în care trăim, există așa zisele revirimente harismatice în anumite zone ale creștinismului. Ortodoxia este echilibrată în ceea ce privește teologia aceasta a darurilor Duhului Sfânt care rodesc în comunitate. Spuneți-ne, vă rugăm, cum să facem, care este învățătura care poate fi extrasă în Noul Testament cu privire la tocmai la dobândirea aceasta a darurilor Duhului Sfânt? Da, mi-a plăcut foarte mult ceea ce a spus, pentru că, într-adevăr, dacă citim literatura de specialitate, vedem că până prin jumătatea secolului al XX-lea au fost o focusare puternică pe Hristologie. După care, din a doua jumătate a secolului al XX-lea, se susține voia Duhului. S-a dat seama și celelalte culte creștine că lipsește Duhul din teologia lor. Și atunci este acest eveniment de care povestea, și anume întoarcerea cumva puțin, și este mișcarea harismatică, care este, nu aparține unei confesiuni, a confesională, nu din toate confesiunile, și nu numai de redobândirea Duhului, de găsirea Duhului. Și, din fericire, iată, ortodoxia a devenit foarte atractiv în acest sens. Spunem adevărul, pentru că și în Statele Unite și în Europa Occidentală, ortodoxia a devenit atractivă tocmai pentru că ea nu a pierdut dimensiunea Duhului. Și pentru că Duhul lui Dumnezeu este invocat permanent, noi începem rugăciunile și la nivel personal, cu rugăciunea Împărate Ceresc, de invocarea Duhului,
Vorbim de transmiterea Duhului prin Sfintele Taine, vorbim de omul duhovnicesc, vorbim de oameni duhovnicești care sunt părinții bisericii, părinții cuvioși, trăitori, asceți, așa mai departe, care sunt oameni duhovnicești, le spunem noi. Și atunci, sigur că ei găsesc aici un răspuns și cred că este mărturia pe care trebuie să o dăm în lume astăzi cu privire la creștinism, până la urmă, lipsește această componentă esențială în mari părți ale creștinismului și, iată, ortodoxia poate că e necesară, nu numai că așa e, umple peisajul, e tocmai necesară, e soluția pentru o revigorare a creștinismului. În ceea ce privește dobândirea Duhului Sfânt, cum să-L dobândim pe Duhul Sfânt, sigur că, sau cum să dobândim aceste roade, nu, ale Duhului, cum spuneam, lucrurile sunt într-o sinergie gândite în Noul Testament și se întâmplă de fapt. Adică Dumnezeu nu forțează pe nimeni, Dumnezeu este foarte discret, nu vedem că nu există o impunere. Chiar și momentul învierii, ați văzut cum este lăsat în Evanghelia după Matei, este lăsat așa cumva în... că s-a vestit până în ziua de astăzi, că l-au furat ucenicii, tocmai pentru că nu există, nu este un document care să forțeze libertatea, deci foarte discret lucrează Dumnezeu, foarte delicat. Și în același timp ești chemat să primești, să te deschizi lui Dumnezeu. Deci încă din primele momente ale bisericii, vedem la cuvântarea Sfântului Apostol Petru, că cei care ascultă spun ce trebuie să facem. Și atunci primul cuvânt al Sfântului Petru este să credeți în Iisus Hristos și apoi să se boteze fiecare dintre voi. După care, deși nu se spune atunci, vedem din descrierea, din fapte, foarte clar, cu ce se ocupau, ce făceau efectiv credincioșii. Și, de exemplu, în Fapte 2 cu 42 avem o parte din așa numitul mare sumar. Pentru că știm că Sfântul Luca nu scrie un jurnal, practic, ci el, lucrarea sa a doua, aceasta, Faptele Apostolului, este o carte foarte elaborată în care el a prins acolo câteva întâmplări și evenimente și, știu eu, personaje pe care le-a considerat paradigmatice pentru viața creștină. Le-a prins acolo în mod deliberat. Și el are și câteva sumare în care condensează ce făceau creștinii în primele veacuri în Biserica Mamă din Ierusalim. Și în Fapte 2 cu 42 avem acolo patru elemente spre care Sfântul Apostol Luca spune că ei stăruiau în lucrurile acestea. Stăruiau, proscartereu, un verb foarte puternic, a stăruie, că nu așa numai că le faci din când în când sau te mai ocupi de astea, un hobby. Nu, te focusezi pe ele. Alea sunt viața ta. Și care sunt cele patru? Învățătorul apostol, în primul rând. Învățătorul apostol care nu este numai o chestiune rațională, atenție. Adică, domnule, eu citesc, știu ce învățătorul de credință sau știu ce ni s-a transmis. Și este și o pătrundere a lor, cum spuneam în emisiunea trecută, cumva de alt tip, o deschidere de alt tip, o, practicând anumite lucruri. Nu este vorba numai de teorie, ci și de practică și de aceea celelalte elemente sublinează lucrul acesta. Adică n-aș vrea să luăm și acest prim punct ca ceva teoretic. Și învățătorul a pus-o într-un complex, dacă vreți, da? Apoi spune acolo, în chinonia, comuniune, împărtășire, s-a tradus la noi, poate părtășie e mai corect, pentru că noi împărtășanie îi spunem Sfintelor Taine, cumva, și să nu facem confuzie. Deci, chinonia, această, dacă aceeași învățătură, aceleași principii de viață, aceleași idealuri, atunci, sigur, devii frate cu celălalt și trăiești, pui în practică această învățătură. Învățătura că Dumnezeu este dragoste, nu rămâne numai teoretic, ci o pui în practică, de aceea ești împreună cu ceilalți, în rugăciune, la masă, vedem că era comuniunea bunurilor, biserica primară. În tot ceea ce ai, în tot ceea ce ești. O deschidere totală către frați, o practicare a dragostei în modul cel mai autentic. Citim în cartea Fapte, apropo de harisme, că atunci când se adunau, se rugau, se cutremura pământul. Erau niște chestiuni foarte clare, palpabile ale prezenței Duhului, nu doar teorie. Apoi, al treilea element foarte important, frângerea pâinii. Stăruiau în frângerea pâinii, adică în împărtășirea cu Sfintele Taine, cum spunem noi astăzi. Ortocrasia, un element esențial, pentru că vedeți în Noul Testament avem două imagini a bisericii. Vița Ioan 15, trupul la Sfântul Apostol Pavel. Ceva organic, aparții acolo. Dacă sângele nu circulă, nu mai aparții, practic. Seva aceea, dacă nu circulă în viță, tu nu mai aparții, ești. Ai fost altoi, dar devii mădular uscat și trebuie, ești îndepărtat, vine grădinarul și... Iată, împărtășirea cu Sfintele Taine, care înseamnă, în modul cel mai concret, nu numai o unire a minților, a învățăturii, nu numai a inimilor, așa, prin comuniune, că suntem de acord și ne iubim unii pe alții, ci, pentru că suntem și trupuri, în mod fizic ne unim cu Hristos și cu toți o facem din aceeași pâine, din același potir, arătând că aparținem unii altora. Este foarte important. Ceea ce ne unește pe noi este Hristos, de fapt. Și atunci, iată, și fizic, pentru că suntem și trupuri, ne unim.
Deci este un lucru important și, fără să subliniem acum, vreau să zic doar că până în secolul al XV-lea ne găsim o tradiție consecventă, constantă, în toate izvoarele, în toate tipurile de literatură creștină, de la cea ascetică, nu știu, a poftegmelor, până la cea mai filozofică și mai teologică, în viețile sfinților, cele mai simple, găsim această practică a împărtășirii foarte dese. Până în secolul al XV-lea, Sfântul Simeon al Tesalonicului, este foarte clar că împărtășirea cu Sfintele Taine e ceva central în viața creștină. Deci, insistență mare. Deasă, dar sigur cu pregătire extraordinară, cu atenție foarte mare. Și apoi, sigur, ultimul element, rugăciunea. În rugăciune. O comuniune în rugăciune. Rugăciunea fiind un mod esențial de a te raporta la Dumnezeu și la aproapele. Deci, chiar din viețile sfinților contemporani, înțelegem că rugăciunea nu este ceva egoist. Nu este o practică prin care eu să mă edific pe mine spiritual, separat de ceilalți. Și bunăoară Părintele Paisia Ghioritu sublinia că în practica lui, în pravila lui de rugăciune, el făcea o parte de rugăciune pentru sine și două părți pentru ceilalți, vii și adormiți. Adică majoritatea rugăciunilor lui erau pentru altcineva, nu pentru sine. Și dacă am amintit de lucrul acesta și plecând de aici, vreau să vă spun că harismele, așa cum sunt ele, pentru că mai sunt după aceea încă patru liste de harisme în Noul Testament, și anume două în 1 Corinteni, capitolul al 12-lea, și la începutul capitolului sunt numite darurile duhovnicești, despre cele duhovnicești, pe videton pneumaticon. Nu e cuvântul harisma acolo, dar e clar că este vorba despre ele. Apoi o altă listă în Romani, capitolul 12, și o altă în Efeseni, capitolul 4. Deci există patru liste de harisme, care însă sunt, sigur, pe lângă cele obișnuite, sunt și niște chestiuni mai spectaculoase acolo. Vorbirea în limbi, profeția, facerea de minuni, vindecările și așa mai departe, ca și roade ale Duhului. Însă, toate acestea, spune Sfântul Apostol Pavel, se dau bisericii spre zidirea întregului. Adică niciodată o harismă, da, nu este dată de Dumnezeu pentru edificarea mea personală. Nu dă mie harisma, nu știu, de exemplu, cum sunt cele două misterioase din 1 Corinteni 12 cu 8 în fruntea listei, sunt două harisme misterioase, Logos Sophia și Logos Gnoseos, cuvântul înțelepciunii și cuvântul cunoștinței. Ce înseamnă asta? Și Diadoh al Foticei, Sfântul Diadoh, Sfântul Chiril, Sfântul Teofilac, mai târziu, toți definez că este vorba, de fapt, de două harisme care țin de citirea și înțelegerea Scripturii, pe de o parte, Logos Sophias, și Logos Gnosios, de propovăduirea Scripturii, de a învăța pe altul ceea ce, de tâlcuirea, deci, cum am spune astăzi, tâlcuirea sau exegeza Scripturii. Sunt harisme în înțelegerea paulină, dar sunt date spre zidirea întregului, spre zidirea celorlalți. Niciodată nu sunt date pentru mine, ci pentru ceilalți. Dacă cineva dobândește harisma rugăciunii, bunăoară, nu este ca să se roage pentru sine, ci ca să se poată ruga pentru întreaga lume. Este și rațiunea pentru care unii asceți înaintați au retras din lume, dar nu pentru a părăsi lumea, ci pentru a putea fi mai mult cu ea în rugăciune. Pentru că atunci când ești în lume, nu mai poți să te rogi tot timpul, că ai alte împrăștieri. S-au îndepărtat de lume pentru ca să se roage neîntrerupt pentru lume. Duhul Sfânt în Vechiul Testament este cumva legat de harisma aceasta a profeției. Și foarte interesant este că și în Noul Testament, și în comunitatea primară, harisma aceasta a profeției nu lipsește. Ba mai mult decât atât, atunci când Sfântul Petru ține acea cuvântare care duce la convertirea câteva mii de oameni, el anunță că acesta este momentul în care Duhul Sfânt s-a pogorât și unul din semnele pogorârii sale este faptul că fiii și fiicele tale vor profeții. Vor exista profeți. Text din Ioil. Profeția din Ioil. Da. Astăzi parcă nu mai vorbim despre harisma aceasta a profeției. Să fie dispărut ea oare? Eu cred că mai întâi trebuie să definim ce este profeția din punct de vedere biblic. Și sigur că cei care au studiat puțin Biblia, mai puțin mai sigur, mai serios, știu și sunt de acord cu toții, și anume că profeția, din punct de vedere biblic, nu are de-a face, într-o prima accepțiune, cu darul înainte vedere, cum l-am numit noi mai târziu. Adică cu a vesti ceea ce se va întâmpla cândva. Și din punct de vedere biblic, primul apanaj, prima accepțiune a profetului, a profeției, era, de fapt, aceea de a spune adevărul, de a chema la Dumnezeu, de a sancționa păcatul. De aceea vedem în Vechiul Testament foarte mulți profeți care nu au vestit nimic. Samuel ce a vestit că se va întâmpla? Nimic. Nu este considerat nicăieri. Dar ei vesteau
voia lui Dumnezeu, spuneau adevărul, sancționau păcatul, chemau la pocăință. Ei, de aici este derivat al doilea sens, pentru că spuneau, dacă nu vă pocăiți, urmează, se va întâmpla cu dar. Sau în momentul în care erau foarte prigoniți, cum a fost în robia, când a început robia babiloniană, Ieremia atunci mângâie, va veni, veți fi eliberați, se va întâmpla ceva, sau la căderea în păcat, chiar noi avem profeția aceea, nu? Că până la urmă va veni un eliberator sau Moise când se retrage, nu? Proroc din mijlocul tău ca și mine, va ridica vouă Dumnezeu lui Israel. Adică și o mângâiere, dar tot așa în sensul că trebuie să rămâneți pe calea aceasta și apoi nu aveți grijă, chiar dacă este greu că Dumnezeu va purta de grijă, va avea grijă, va veni Mesia, totul se va... Noi însă trebuie să facem voia lui Dumnezeu. Această accepțiune, este important de stabilit, vezi, biserica are dintotdeauna, a avut și are dimensiunea profetică pe care trebuie să și o manifeste. O comunitate autentică creștină este cea care trăiește în acest adevăr al lui Dumnezeu, care nu îl trădează, care nu face compromis și care îl mărturisește, nu îl impune, îl mărturisește în lumea în care trăiește. Deci și noi ca biserică trebuie să mărturisim despre adevăr, să mărturisim lumii care trăim, să arătăm adevărul, să sancționăm păcatul, fără să îl condamnăm pe păcătos, dar să arătăm cum stau lucrurile, de fapt, pentru că păcatul înseamnă o stare nefirească. Vreau să mărturisim adevărul. Cum este firea umană? Cum este... care sunt lucrurile normale, să spunem așa, cum sunt ele gândite de Dumnezeu, ce rațiuni dumnezeiești au în ele, toate lucrurile au niște rațiuni dumnezeiești. Trădarea acestora trebuie cumva sancționată de biserică prin vestirea și mărturisirea adevărului. Ei, sigur, după aceea avem a doua accepțiune care este prezentă în Vechiul Testament și în Noul Testament. Bună oară, mi-aduc aminte despre textul din Fapte când Sfântul Pavel merge spre Ierusalim și urma să fie prins și se arată un profet creștin pe nume Agav, care se leagă cu ștergave și spune așa vor lega iudeii pe Pavel dacă merge la Ierusalim. E interesant, deci iată un profet creștin, nume și așa, clar, mărturisit în paginile Noului Testament. Deci este și această dimensiune, sigur, de a vesti înainte și aceasta, de asemenea, nu lipsește în biserici. Întotdeauna au fost oameni, nu, care au... Cărora li s-a spus că sunt înainte văzători, nu? Și care au vestit cumva ceea ce se va întâmpla prin descoperirile pe care le-au avut ei, nu? Prin calcule, nu? Cum s-a încercat într-un spațiu neortodox, prin tot felul de calcule biblice mai ales, nu? Se încearcă stabilirea clară când va fi sfârșitul, în ce zi, în ce dată, tot felul de combinații. Nu, profeția în acesta, a doua accepțiune, are legătură cu descoperirea lui Dumnezeu. Ce dă Duhul a grăi, cum spunea Sfântul Siloan? Vă mulțumim, Părinte Profesor, pentru aceste gânduri și descoperiri și înțelesuri foarte frumoase pe care ni le oferiți, plecând și meditând la Cuvântul Scripturii. Vă mai așteptăm cu bucurie în cadrul emisiunilor noastre. Mulțumesc și eu. Până săptămâna viitoare, la ediția de săptămâna viitoare a emisiunii noastre, vă dorim să aveți o săptămână plină de lumină.